Într-o perioadă în care se vorbește mai degrabă de renunțări decât de perspective, la Giurgiu, secția de box de la Clubul Sportiv Municipal a primit cel mai frumos dar de Crăciun. Cu eforturi majore, clubul reușește să achiziționeze un modern ring de box, iar visul de a reînvia spiritul celebrei baze sportive Voința începe să prindă contur. Am achiziționat un ring pentru secția de box. Este primul ring după mulți ani în Giurgiu și este un premiu, dacă pot să spun așa, pentru secție datorită rezultatelor foarte bune de anul acesta. Avem un sportiv în lotul național și sperăm că vom mai avea încă doi începând de anul viitor, astfel că acum se vor putea pregăti și aici, la fel ca în orice altă parte, vor putea simula pe un ring, vor putea simula un match de box, așa cum este se face într-un concurs. Nu au avut răbdare nicio zi angajații CSM-ului de cum au văzut piesele care compun ringul de box, s-au și apucat să le pună cap la cap pentru a vedea cum arată. Odată cu achiziționarea acestui ring, sperăm să ne îmbunătățim performanțele pe care le-am obținut până acum și fără ring. Avem pe ciobanul George Claudiu, care este component al lotului național de junior la categoria 80 de kilograme. Și odată cu aducerea acestui, cu achiziționarea acestui ring, sperăm să ajungem cât mai sus cu cât mai mulți sportivi. Cel puțin încă 2-3 sunt foarte talentați și sperăm să mergem cu ei tot la primele 3 locuri pe țară și eventual să fie componența lotului național pentru a obține rezultate și la campionate mondiale europene, care sunt, zic eu, cele mai importante. Sperăm să fie cu noroc, iar dacă ringul va genera și în rândul copiilor aceeași poftă de joacă precum a făcut-o cu angajații, campionii nu vor întârzia să apară.